poarta a treia și ne oprim un pic aici ca să avem perspectiva asupra ei. Deasupra capului de leu avem iarăși imaginea, brandul blazonului Carol al VI-lea, două litere cât de data aceasta îmbrățișate, nu mai stau spate în spate, certate, că la poarta a patra am făcut gluma cu Coco Chanel. Mă mulțumesc că ați intrat în horă. Blazonul lui Carol al VI-lea, poarta este a treia și posibil să fie, dacă nu cea mai, una dintre cele mai importante piese de arhitectură baroc din Transilvania. Despre Atlanții am mai vorbit, i-am văzut și la poarta a patra. Mai avem aici o scenă de luptă, atacul cavaleriei austriece împotriva infanteriei otomane. În dreapta, atacul infanteriei austriece asupra artileriei otomane. Întotdeauna austriecii, cei de sus, dominatori, învingători, așa cum și-au propus, de fapt scenele nici măcar n-au avut loc. Iar deasupra porții avem patru statui. Prima de la stânga reprezintă pacea, abundența. A doua, înțelepciunea, gloria. A treia, moderația, justiția. Și a patra, forța, războiul. Iată, păstrăbunicul s-a mutat între timp aici. Și ziceam că e mort. Două încăperi, camere de gardă, camere de detenție, probabil. Astăzi magazine de alimentație publică și de suvenir. Sigur, dacă vă permite timpul și bugetul, manifestă interes, puteți să le vizitați. Tocmai am traversat poarta principală, a treia, una dintre cele șapte porți ale cetății Alba Carolina. Iar de aici ne așteaptă trei ziduri de apărare, nu? Da, trei rânduri de ziduri, dar acum nu sunt neapărat în paralel. Avem bastioanele și zidul de curtină, ravelinul și contragarda. Asta înseamnă trei linii de apărare. Noi de fapt ne aflăm aici, între aceste bastioane, primul și al șaptelea, și aici nu mai se respectă regula. În momentul în care s-a montat obeliscul Horia Cloșca și Crișan, despre care o să vorbesc imediat, e o zonă excepțională, ca să spun așa, nu respectă acea regulă. Poarta a treia, din nou cu vulturul bicefal, coroană, ar fi trebuit să fie sceptru și spada, simbolurile majore ale puterii, stema Transilvaniei, cu Siebenbürgen, cele șapte cetăți de scaun, Sebeș, Sibiu, Brașov, Rupea, Media, Sighișoara și Bistrița. Nobilimea din Transilvania este reprezentată și am spus sașii, maghiarii și secuii, soarele și luna. Românii? Păi facem parte din nobilime? Nu facem parte din nobilime, așa că nu suntem reprezentați pe stema Transilvaniei. Ordinul nobiliar Lâna de Aur, și statuia ecvestră de data aceasta îl reprezintă pe Carol al VI-lea, care se crede continuator a Imperiului Roman și învingător, stă în acea îmbrăcat în ținută de roman, cu poziția de învingător, îi zdrobește sub copita calului și ține în lanțuri, fie cu mâinile la spate, fie cu mâinile în față, aici în stânga și în dreapta, pe prizonierii otomani. Vezi, Doamne, învingător în fața otomanilor, așa și-a dorit, nu așa s-a întâmplat. În dreapta, deasupra intrării mici, îl avem pe Carol al VI-lea, care tocmai a dat bastonul de mareșal și urmează să-i dea crucea lui Eugeniu de Savoia, numindu-l lider al armatei în fața presupuselor acțiuni anti-otomane. Iar în partea stângă, Eugeniu de Savoia, într-o bigă trasă de 2 lei, este întâmpinat de muierea asta, Victoria, care îi dă macheta cetății. E victorios, că muierea e Victoria, numai că scenele n-au avut loc. Așa și-a dorit. Am o discuție, poate unii o să creadă, unii nu o să creadă, unii să mă înjure, depinde de unde avem informațiile. O parte dintre ele să vi le certifice domnul Liviu Zgârciu, care o să vă întâlniți și o să vă spună niște aspecte legate de ce vă spun eu acum. Legat de unde au fost ținuți prizonieri Horia Cloșca și Crișan. Trădați, capturați, se pare că Horia a fost închis în poarta a patra la etaj, nu aici. Toată lumea știe despre această celulă a lui Horia, însă Horia cu adevărat se pare că a fost închis în poarta a patra. E o problemă legată de modul în care numerotau porțile. Aici avem porțile a întâia, a doua și a treia, dar poarta a doua de aici, din vecinătate, vedeți că sunt numai patru stâlpi acum. O perioadă nu a existat, a fost distrusă și atunci o să reau la numărătoare. Poarta a treia devenea a doua, iar poarta a treia, poarta a patra de astăzi. Domnul Zgârciu cred că vă poate da mai multe detalii, este o descoperire a domniei sale. Ok. Despre numerotarea respectivă și despre locurile unde au fost ținuți prizonieri Horia Cloșca și Crișan. Se pare că Horia a fost închis în poarta a patra la etaj, nu aici. Cloșca ținut într-una din camerele de la primul nivel a porții a treia, iar Crișan într-o clădire ce nu mai există astăzi și am văzut acea
linie în forma literei L lângă Catedrala Ortodoxă, delimitând colțul de sud-est a clădirii în care ar fi fost ținut prizonier Crișan. În apropiere avem obeliscul Horia Cloșca și Crișan, un obelisc inaugurat în 1937 în prezența lui Carol al II-lea și al fiului Mihai, de aceea la bază să și vedeți că avem acea placă de marmură și coroana, Alba Regalis, spuneam că se numește acea marcă, o rută marcată în felul acesta. Iar dacă ne întoarcem privirea înapoi spre poarta a treia, iarăși o mare, mare descoperire cu ghilimele de rigoare, nu este poarta prin care intra Mihai Viteazul în Alba Iulia. A fost și avem un film cu temă istorică, scena respectivă s-a turnat aici oarecum intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, doar că în realitate Mihai Viteazul a venit în Alba Iulia pe 1 noiembrie 1599 și a intrat în cetatea medievală, nu în această cetate cu formă de stea și nu prin această poartă barocă, ea apare doar după 1715. Deci nu era poarta aici, n-avea cum să o treacă Mihai Viteazul. Poarta de lemn Sfântul Gheorghe, trecută într-adevăr de Mihai Viteazul, era poziționată undeva în zona unde este restaurantul PAP 13 de astăzi. Dacă filmați spre dreapta, avem cel de-al șaptelea bastion al cetății. Da? Era o barbacană, o altă structură de apărare din cetatea medievală, trecută printr-o poartă de lemn Sfântul Gheorghe. Poarta trecută de Mihai Viteazul. Iarăși un mit, lumea vine aici și foarte înflăcărați, așa, hai să vedem poarta prin care a intrat Mihai Viteazul. În film. În film, da. Și nu Mihai Viteazul, actorul sau cascadorul care ținea locul actorului la vremea respectivă. Revenind la Horia Cloșca și Crișan, se marchează momentul 1784-1785 în Răscoala Țărănească. Început în 1784, avea să fie finalizat în 1785 la Alba Iulia, în școală, însă am înțeles că nu se mai studiază nimic despre acest capitol. Horia Cloșca și Crișan, lideri ai țărănimii de la vremea respectivă, încearcă să lupte pentru drepturile și libertățile clasei din care proveneau și ei. Horia Ba se duce până la Viena, pe jos. Se duce de 3 sau de 4 ori până la Viena, încercând să explice împăratului de atunci, Iosif al II-lea, starea, efectiv, adică românii trebuiau să muncească pe de gratis, să transporte, n-aveai proprietate, n-aveai absolut niciun drept, da? Erai doar sclav. Nu avem nicio dovadă că s-a întâlnit cu acest Iosif al II-lea, avem o dovadă că l-aștepta într-o anticameră, s-a așteptat cu lunile și soluția, mai pe repede înainte, ar fi fost să vii la comisariatul de război, la clădirea de aici din vecinătate, să te înscrii în armată și, sigur, la finalul stagiului militar, serviciul militar, dacă mai ești în viață, să primești și niște drepturi. Ceea ce încântă pe toată lumea, dorești să vii să te înscrii în armată, să primești la final niște drepturi, numai că asta degenerează și conflict între nobilimea maghiară și cei care vor să vină să-și câștige libertatea. Horia Cloșca și Crișan, ca și lideri, sunt trași la răspundere, trădați, prinși și condamnați la moarte prin frângerea cu roata. Adică s-ar fi putut alege și o altă metodă, precum spânzuratul, decapitatul, răstignitul. Frântul cu roata însă este mai de impact, e un spectacol macabru de vreo oră. Pentru că asta s-a și vrut să fie... Asta s-a și vrut să dea un exemplu. Locul de execuție este undeva în fața mea, la un kilometru aproximativ, pe dealul Fulcilor, pe o glimee, pe o formă de relief de mici dimensiuni, dar care îi permite audienței să vadă, tot să vadă, să aibă acces vizual spre scena respectivă, iar frântul cu roata efectiv presupune următoarea scenă. Asta e poziția, dar la orizontală, bine prins de un podium de lemn cu relușe de piele, cu lanțuri, cu mijloacele de la vremea respectivă, sub încheieturile mâinilor și a picioarelor se pun bucăți de lemn, iar călăul cu o roată din aia, cum ați văzut la trăsuri, da? O roată de lemn și o colamelă de metal adăugată, atașată, dar neascuțită, o ridică și frânge oasele picioarelor și apoi a mâinilor. De aici frântul oaselor cu roata. Evident, este o metodă cruntă, foarte dureroasă, se leșină de durere, dar călăul, care are un status extraordinar și bine plătit pentru ceea ce face, este un profesionist bine plătit, își permite ajutoare care îi stropesc pe cei de jos cu apă rece ca să-și revină în simțuri, adică nu leșin de durere și mor. Trebuie să fie un exemplu. Așa au murit Cloșca și Horia în ordinea aceasta, unul mai multe lovituri, unul mai puține, adică pentru Horia s-a și schimbat sentința și a primit o lovitură fatală pe piept, în mod normal trebuia doar pe picioare și pe mâini, iar Crișan s-a spânzurat și nu a mai așteptat acest moment, dar procedura continuă
Corpurile sunt tăiate în patru, bucățile de carne duse în cele patru zone, în cele patru zări ale Comitatului Albei și a Hunedoarei, după organizarea de la vremea respectivă. Sunt mai multe detalii aici, dacă veniți la Noaptea Muzeilor, pentru mine particip și eu, am onoarea să particip și eu la Noaptea Muzeilor atunci când se ține și pentru mine, cu fața mea și având în vedere că Călăul era Gran Ciaracuții, un țigan ungur, un profesionist în meseria asta, iar eu sunt și român, și ungur, și țigan. Și bătut de soare, că și iată, bătut am de stat soartă, toată ziua în soare. Și de soare. Pentru mine nu s-a putut alege la fața pe care o am decât rolul de călău, așa că o să veniți alături de un domn care e mult mai citit și mai pregătit decât mine, domnia sa joacă rolul lui Horia. Am anul să-l menționez că poate nu vrea să-i fac reclamă sau nu vrea să-l menționez. Dânsul este foarte bine documentat pe partea de Horia, iar eu în spatele lui îl aștept cu roata. Doar încercăm să nu ia lumea, mai facem și glume, poate că-s proaste, dar ideea e că la Noaptea Muzeilor și la astfel de acțiuni încercăm doar să punem în scenă informațiile scrise pe care le avem. Despre acest Gran Ciaracuții chiar există destul de multe informații, de fapt de la el să știu multe, în conjunctural, a luat țeapă, cum ar veni în limbajul de pe stradă de astăzi, nu a mai fost plătit pentru treaba pe care a făcut-o și se adresa celor de la comisariat încercând să-și capete banii pe lucrarea pe care el o săvârșise, dar nu a mai fost plătit. Și atunci aflăm tot felul de detalii. Dar ideea ar fi să facem diferența. Vin multe grupuri de copii, pe lângă faptul că nu se mai studiază la școală, este și acea confuzie că trasul cu roata și ei înțeleg că fie nu știu cum se legați pe o roată de sau roată, cine știe, tra da. Și întins și așa mai departe. Nu, este frântul cu roata, frântul cu roata presupunând lovirea oaselor, picioarelor și mâinilor zdrobindu-se, durere cruntă, vă imaginați. Tot această procedură, dar nu știm dacă s-a întâmplat sau nu, presupunea ca până ești adus la locul de tras de frânt cu roata. Vedeți că și eu era să cad în capcană, tras cu roata. Da. Până și drumul până la locul respectiv este unul presărat cu tot felul de picanterii din astea. Ia și anume un scenariu întreg. A trubit, nu știu dacă s-a întâmplat de data aceasta, că ajutoarele călăului, vă imaginați niște cuști în care sunt ținuți cei care vor merge la moarte, iar ajutoarele pe drum cu niște clești înroșiți în foc rup bucăți de carne, încă de vii, da, din cei condamnați la moarte. Mai bine ar fi să vorbim despre victorie, victoria luptei pentru libertate, pentru că dacă o să mergem pe partea de răsărit a obeliscului, o să vedem un personaj feminin în aripat cu o cunună de lauri în mâna dreaptă, reprezentând victoria luptei pentru libertate, pentru că da, au murit Horia Cloșca și Crișan în condiții îngrozitoare, greu și de descris, dar a fost o victorie, întrucât a fost eradicată iobăgia, iar o perioadă a fost scoasă din codul terezian exact această metodă de a pedepsi frântul cu roata. Iată, vedem aici corana, vedem și codul QR. Codul QR, brandul turistic, codul QR care ne dă informații despre acest obelisc, brandul turistic și Alba Regalis, marca ce scoate în evidență locul pe unde membrii familiei regale au fost de-a lungul timpului. Un obelisc realizat cu sprijinul societății Astra. S-au făcut o felul de chete, cum spunem atunci, colecte. A fost sprijinit acest obiectiv de a marca momentul Școlii Țărănești. Vedem și poziția asta dominantă, de fapt o eroare. Probabil că e prea strategică poziția, adică cu ușurință dincolo de Mureș, unde vedeți acum că trec camioanele pe autostradă, până elicopterul, da? Dincolo de Mureș poți să ocolești foarte, foarte lejer zona. Cu siguranță targetul a fost bogăția locului și poziția strategică. Avem acces și spre poarta a doua, vă spuneam, adică acolo, da, demolată, reconstituită, restaurată și poarta întâi la baza dealului cetății, dacă vreți mergem și până acolo. Dacă vreți mergem până aici în colț, unde vom vedea o biserică memorială, o biserică de lemn maramureșeană tradițională. În 1989, când culmea se demolau biserici, la Alba Iulia se monta o biserică maramureșeană pentru a ne aduce aminte de zona în care a fost mitropolia lui Mihai Viteazul la 1599. Și apoi propun să mergem împreună, să trecem prin poarta întâi, facem un pic stâng, ajungem până la clădirea aia neagră și ajungem în cetate înapoi printr-un tunel, ca să vedem și o zonă așa mai inedită. Avem și un graffiti de mari dimensiuni, îl vedeți? Da, îl vedem. În zona respectivă era un hotel. Vă mai dau la capitolul de picanterii, știați așa, că? Da? Așa. Acolo era un hotel. Când veneai la 1 decembrie 1918,
ca să poți să treci filtrele armatei și să intri în sala, în ceea ce numim de atunci cu acea sala Unirii, să votezi Unirea, trebuia să te prezinți cu o seară înainte la recepția hotelului și să-ți iei documentele. Știți cum se chema hotelul? Hungaria. Tot la capitolul picanterii, v-am spus despre Mihai Viteazu, v-am spus că a locuit în ceea ce numim astăzi Palatul Principiilor Transilvaniei. Ați văzut ce frumos era pictat față în față cu soția în catedrală, da? E, în Palatul Principiilor n-a locuit cu soția. Aha, dar nici singur. Exact, despre asta e vorba. Asta e genul de picanterii pe care le punem tocmai pentru, sau eu le pun tocmai pentru a rămâne informația. Noi suntem tentați să ținem minte mult mai ușor chestiile astea. Și atunci, în plan îndepărtat, Munții Sebeșului, acolo avem și un domeniu schiabil. Ce vreau să vă spun, pe lângă cetatea din Alba Iulia, în Alba Iulia mai sunt obiective, dar mai puțin puse în valoare deocamdată. O să fie restaurată în curând, finalizată clădirea în care a locuit primul primar român de Alba Iulia, Camil Velican. Avem de asemenea prima sinagogă de zidărie din Transilvania, în zona de centru. Și avem un cimitir evreiesc la care s-a lucrat din greu în ultimii ani, restaurându-se acele monumente funerare. Dar, pe lângă Alba Iulia, avem în județul Alba 98 de rezervații naturale și suntem cel mai bogat județ din această perspectivă a patrimoniului natural. Iar patrimoniul cultural vine cu un pachet de peste 600 de monumente istorice din lista oficială de la Ministerul Culturii și Cultelor. Multe dintre aceste monumente biserici, bineînțeles, dar nu numai. Avem două domenii schiabile, avem un drum cultural dedicat vinului, avem ce să vă arătăm, adică și merită să stați la Alba Iulia un pic mai mult. Haideți să vedem și biserica memorială, Mihai Viteazu, să mergem până la poarta întâi, să vă arăt și zona de linie de mocăniță care a funcționat până prin 1981 și să ne întoarcem prin acel tunel înapoi în cetate pentru a vă continua celelalte întâlniri cu oameni mai pregătiți ca mine pentru a vă da și alte detalii. Cu mândrie spun că este și zona în care am studiat, chiar dacă se mai filmează sau nu. Aici am absolvit ceea ce se numește astăzi Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian. Sună credibil sau nu, am vrut să mă fac ghid de turism, dar la vremea respectivă clar n-aveai ce căuta cu aceste idei. Am vrut să mă duc la clasa de turism, v-am mai spus că nu-mi place matematica, m-am mai lăudat de vreo 2-3 ori. Am fost prost la matematică și am intrat doar la clasa de comerț. Nu întâmplător, am și o tonetă. Corect. Așa. Dar am străbătut, că asta era de fapt ideea, am străbătut această cetate în fiecare zi, măcar timp de 4 ani de zile, mergând la școală și venind de la școală. Avem zona veche a orașului, până în anii 50, asta e zona dezvoltată din oraș. O clădire remarcabilă, cea cu turnulețe, Palatul Justiției, astăzi se află Consiliul Județean, Prefectura și Curtea de Apel Alba, vor fi la un moment dat, va redeveni Palatul Justiției, adică Judecătorie, Tribunal și Curte de Apel, iar pe acea clădire, dacă veți fi tentat să mergeți în partea dreaptă, clădirea este așa dezvoltată, are o intrare de colț, vedeți scările, intrarea principală și undeva la câțiva metri în stânga, cum vă veți uita la această înălțime, veți vedea o bornă așa pătrată, marchează nivelul apelor la 1970 și 1975, când oamenii de aici au fost evacuați de pe case cu un elicopter delegat în zona aceasta și cu bărcile de salvare. Mureșul s-a supărat un pic pe noi atunci și okay. a ieșit din matcă. Un material bun pentru luna asta, dar au mai făcut și mulți alții. Peste drum se află și comuna Ciugud, peste drum în sensul peste Ampoi și peste Mureș, adică pe partea cealaltă, dincolo de autostradă, da? Se află comuna Ciugud, ați văzut-o pe la televizor, renumită, pentru că acolo au o școală modernă, metode moderne de a preda, totul merge ca la carte. N-ați văzut-o? N-am văzut-o, dar... Astăzi când mergeți, păi nu vă uitați la televizor, dar apare și prin alte materiale. Intrați să vedeți comuna Ciugud și o să găsiți sute de materiale despre comuna Ciugud. Nu, eu n-am niciun merit, dar trebuie să-i laud pe domnii de acolo că fac treabă. În apropiere avem și o biserică de lemn în stil maramureșan. În 1989, când prin alte locuri se demolau biserici, la Alba Iulia era montată această biserică. O biserică memorială, ne aduce aminte de mitropolia lui Mihai Viteazu de la 1599. Acum locul nu e chiar exact același, dar zona este adusă în fața noastră a turiștilor și nu numai, pentru a menționa venirea lui Mihai Viteazu la Alba Iulia cu ortodoxii. La vremea respectivă nu a fost primit în cetate, da? Undeva în afara zidurilor cetății medievale. Cetatea se termina undeva în zona aceasta, avem bastionul Sfântul Eugeniu,
de Eugeniu de Savoia, de bastionul de astăzi, primul bastion din cele 7, iar în interiorul acestui prim bastion al cetății cu formă de stea se află și bastionul Sașilor. Asta e zona particulară? Din cetatea medievală. Este acea zonă unde este dezvoltat traseul celor trei fortificații. Okay. Se intră separat. Bastionul este marcat și ar fi trebuit să aibă și o statuie pe acea platformă de colț. Avem doar de sub blazonul crucea Sfântului Eugeniu de Savoia. Mai multe despre acesta nu o să vreau să vă spun acum, iarăși fentez un pic. Știți de ce? Pentru că mergeți la Vic, Sat Marie, la Timișoara, și la Timișoara există strada Eugeniu de Savoia, casa Eugeniu de Savoia, și o să las greu pe Vic să vă spun okay. Eu mai multe la Timișoara. Bine. Mai avem și cele două biserici ortodoxe, da? Maier 1 și Maier 2, bisericile la care au avut loc, în care au avut loc slujbe la 1 decembrie 1918, după care intelectualitatea de la vremea respectivă a început să deplaseze spre ceea ce numim astăzi Sala Unirii, spre locul unde s-a votat unirea de la 1 decembrie 1918. Și acum o să mergem, haideți, prin șanțul de apărare, să vedem un pic și perspectiva asta. Am schimbat un pic traseul. Partea cea mai importantă este în interiorul zidurilor, partea pe care am parcurs-o deja. Aici povestea ar deveni un pic monotonă, pentru că e această temă repetitivă, bastion, zid de curtină, bastion, zid de curtină, pe partea dinspre exterior, între bastioane, totdeauna acel ravelin, și tot pe partea dreaptă, când ne deplasăm, contragarda. Și tema asta se tot repete până se închide steaua cu 7 colțuri. Dar sigur, toate locurile au câte o poveste. Ne aflăm în principalul șanț de apărare, în principiu 25 de metri lățime, dar aici, în partea de răsărit, are ceva mai puțin. O zonă cu mlaștină, o zonă care până la primirea fondurilor europene și reabilitarea cetății era plină de broscărime, bălării și așa mai departe. Se și vede în partea dreaptă, este un zid reconstruit parțial, pentru că a fost distrus de umezială, dar zona a fost repusă în valoare și vedeți că avem pistă pentru pietoni, trotuar, cum îi zicem, iar în partea stângă pistă pentru biciclete și apoi se intersectează cumva. Vedem, acolo se poate... Trec de pe parte pe alta. Dacă vrei să faci jogging sau să te dai cu bicicleta, da, turiștii mai au partea asta de se dezorientează. Pe bună dreptate, cetatea este și foarte mare. Poate că ar mai fi trubit completat un pic sistemul ăsta de direcționale. Acum nu suntem perfecți, mai lucrăm pe parcurs. Da, este zona în care se drena apa din toată cetatea și atunci era o zonă așa mai mlăștinoasă. Avem o altă perspectivă asupra porții a treia, iar aici vă imaginați că, în teorie, n-a funcționat, dar vă imaginați că ar fi trebuit toată zona asta să fie inundată. Un pic cam greu să cucerești o astfel de cetate. Este menționată ca fiind de necucerit, nici n-a fost atacată, nici n-a fost cucerită. Trăim cu ideea că ar fi fost atât de puternică încât n-ar fi putut fi niciodată cucerită. Da, o piesă de arhitectură baroc, sperăm destul de interesantă, cât să atragă turiștii să vină la Alba Iulia, măcar să-și facă o poză. Chiar și din perspectiva acelei confuzii cu poarta prin care intra Mihai Viteazu. Nu e poarta prin care intra Mihai Viteazu, dar pentru asta puteți veni la Alba Iulia să vă faceți o poză cu poarta a treia. Și am schimbat registru, am comandat să vină soarele. De pe pod, nu știu dacă ați luat cadru, aici avem brandul turistic Aranjament Floral. Al șaptelea bastion al cetății are în interior, avea în interior, una dintre cele două depozite de praf de pușcă, una dintre pulberării. În timpul comunismului a fost depozit de vinuri și șampanie, iar în urmă cu 20 de ani a devenit prima investiție privată din cetate. A apărut restaurantul care își face reclamă pe blazonul și pe fanionul respectiv, catargul respectiv. Nu știu, voi facem reclamă, nu facem reclamă, tăiați dacă nu, PAP 13. Putem să facem reclamă, nu ne deranjează. PAP 13 se numește. Recomand să vizitați și locul acesta, dar neapărat cu o consumație. Așa e frumos. Așa e indicat, dacă și dânșii au de plătit o chirie, înțelegem care exact e tot mersul. 1715, ați văzut că scrie pe acel blazon cu o furculiță și o colingură. 1715 ne aduce aminte de momentul în care începe să fie ridicată cetatea. 4 noiembrie 1715, momentul când se pune prima piatră la temelie. Piatră, chiar dacă vedem cărămida, pentru că de aici își trage și numele Alba, Carolina, piatra albă de calcar de la bază, și Carolina după împăratul austriac Carol al VI-lea. Imediat după colț, o mică surpriză. Avem o surpriză destul de plăcută, mai ales pentru turiștii de vârstă mai mică.
chiar foarte mică. Sunt atrași și își aduc părinții în zona aceasta, unde avem un mic bazin cu apă și avem acești pești, drăguț, coi fiși, numeroși, unii mai mici, unii mai mari. Ia uzi-le. Pentru a nu se dezorienta turiștii, fiecare piațetă rezultată între bastioane este amenajată altfel și avem prima pe stânga piața Grădina Romană, apoi avem piața Toboșarului, apoi Grădina Japoneză. Acum, ca să înțelegeți unde ne aflăm, în stânga sus este unitatea militară pe lângă care am trecut mai înainte. O să urcăm imediat pe poarta întâi. Este prezentă pe poarta întâi și emblema completă, blazonul complet al Austriei. O să vedem când urcăm, adică are și sceptrul și spada în ghiare, vulturul respectiv. Și hai să mă laud un pic. În partea dreaptă este un teren de beach volley. Acum se ocupa altcineva, dar acum vreo 10 ani de zile am un prieten fost volebalist care a vrut să facă ceva. Era o zonă cu bălării, homeless, sticle, pampers, ca să nu zic altceva. Și așa mai departe, adică o zonă total abandonată și inestetică și neigienică. A avut ideea să facă un teren de beach volley, l-am sprijinit, eu am pus pe hârtie, am mers cu el la primărie. A fost un parteneriat public-privat, adică noi am făcut partea de muncă, am făcut curat, am adunat gunoaiele, am amenajat cu stâlp, cu fileu, cu tot ce trebuie. Municipalitatea s-a integrat, sau totul a fost integrat cu ajutorul municipalității într-un proiect de reabilitare a spațiilor abandonate. Noi am adunat mizeria, dar trebuia cineva să o și care și au fost camioane de câteva tone de mizerie. Am primit donație, eu v-am spus că în Alba Iulia fiecare cu fiecare se cunoaște, de la o persoană născută, crescută în Alba Iulia, care ne cunoaște din copilărie, care lucrează într-o firmă foarte mare. În firma respectivă se folosește și mult nisip. V-ați prins despre ce e vorba, ne-a donat 90 de tone de nisip. Primăria s-a ocupat de demersurile către Ministerul Culturii și Culturilor pentru a primi avizele, autorizațiile și așa mai departe. Și la vremea respectivă apărea un teren de beach volley cu acces gratuit. Interesant. Adică un spațiu abandonat a fost reintegrat în circuitul public, decât să avem bălării, mai bine să avem o zonă funcțională. Așa. Dar asta e așa, ca să nu ne laude popa când murim, am mai pus-o. Apoi ideea a fost preluată de universitate, un alt parteneriat. Îmi place pentru că în fiecare an se organizează un mic turneu de beach volley. Nu mai am nimic de a face, deci nu vreau să mă laud, nu am absolut nimic de a face, nici colegul inițiator. Eu doar l-am sprijinit cu muncă și cu scris de niște hârtii. Dar ideea a fost preluată, probabil s-au mai schimbat cei care administrează locul de-a lungul timpului. Bravo lor să ducă povestea mai departe. Doar am dat tonul și un exemplu, zic că a fost un exemplu bun. Totuși îi recomand tuturor, în fiecare oraș și în fiecare sat, cred că este câte un loc nefolosit sau care arată dubios, abandonat. Hai să încercăm să găsim o soluție și să integrăm în viața noastră de zi cu zi, că decât să fim înconjurați de lucruri urâte, mai bine să găsim ceva estetic, dacă și util, mai bine. În cetate, chiar dacă avem multă istorie, multe obiective de patrimoniu, lângă biblioteca Batianeum, discutasem mai de dimineață în preajma acelei cafenele Frams și de existența unei baze sportive cu piscină, teren de mini-fotbal, terenuri de tenis și beach volley. Aici avem terenuri de tenis de câmp, pe zgură, unde copiii din Alba Iulia poate să ia lecții să facă tenis de performanță. Și în tot în zona aceasta avem încă un teren de mini-fotbal și un skatepark. La momentul la care a apărut, chiar dacă nu era și nu este pe o suprafață foarte mare amenajat, acum vreo 10 ani când a apărut, era de foarte bună calitate și veneau skateri de prin orașe mari, la modă sportul ăsta în orașele respective și apreciau cât de bună este calitatea materialelor folosite, a rampelor și așa mai departe. Personal, nu pot să apreciez, nu m-am dat și la statura mea ar fi indicat să nu mă dau. S-ar putea să stric zidurile cetății. Ia uite că sunt niște băieți cu bicicletele din... În cetatea noastră avem tot felul de acțiuni. Avem întâlnire automobiliștilor, clubul Retro, Retromobil. În fiecare an au câte un eveniment aici. Avem festivalul Roman Apulum, cum v-am spus, dar și festival de muzică și film, sărbătoarea muzicii, Alba Fest, dar ați venit după, este cel mai mare festival de la noi din oraș, zilele orașului. Avem și întâlnirea camionagiilor, un festival dedicat celor care pun pasiune, fac o pasiune din a-și tuna
cap tractorul, da? Okay. Camioanele, cum spunem noi. O să avem și un festival de rock simfonic și acum câțiva ani aveam în cetate, pe latura de nord, un festival de muzică black metal, care, știu, o să mă jure unii ce și cu sataniști ăia sau cu ciudații ăia, era un festival foarte bun pentru că aducea turiști din Grecia, din Danemarca, din Finlanda, adică din țările unde se ascultă muzică black metal, turiști care, mă, normal, nu-i avem. Adică noi avem polonezi, avem maghiari, cam asta e ponderea mare de turiști. Astfel de festivaluri mai micuțe pot însă să ne aducă o diversitate privind locurile de unde provin turiștii care ne vizitează. Așa cum vă spuneam, terenuri de tenis, skatepark, mini-fotbal, pistă de biciclete, o mică piscină, teren de beach volley, adică cetatea se integrează în viața noastră al baiulienilor și a turiștilor, nu numai pe parte de patrimoniu cultural, ci pe aspectele astea de viață de zi cu zi. Am o să traversăm partea de ziduri, ajungem în partea cea mai de jos a cetății și o să revenim în cetate pe traseul clasic, intrarea principală, porțile 1-a, 2-a și 3-a. O să am decența să fac și un mic rezumat, ca să rămânem, v-am spus multe lucruri, la unele mi-am pus frână tocmai pentru a continua cu ceilalți invitați pe care o să-i aveți în fața camerei. În cazul de față, dinspre interiorul cetății spre exterior, pe sensul de coborâre, să vedem cam cum funcționau liniile astea de apărare, cum e trecerea dintr-o parte într-alta. În cazul de față, dinspre interiorul cetății spre exterior, pe sensul de coborâre, pentru că liniile de apărare sunt poziționate în trepte, la nevoie, dacă ar fi funcționat, întotdeauna linia cea mai apropiată de interior este mai sus, pentru că dacă pierzi o linie din exterior, te retragi pe următoarea, ce-ți conferă avantajul forței de atracții gravitaționale, adică e mai ușor să dai cu bolovanul de sus în jos, la fel și când tragi, cu tunul sau cu praștia, dar de asemenea, când te aperi pe mai multe linii de apărare, nu prea vrei să-i tragi colegului din față, în ceafă. Și atunci ar fi bine să te poziționezi un pic mai sus de el. Cu toate că vedeți partea asta de graffiti sau anumite chestii mai puțin plăcute, nu sunt foarte multe și cetatea și orașul nostru, în general, este un oraș sigur. Dacă veniți noaptea prin cetate, prin șanțul de apărare, nu o să vă taie nimeni, nu o să vă... Bine, e și foarte luminat și prade nimeni. Aveți un sistem foarte interesant de iluminat, care se stinge, se lasă mai încet dacă nu trec oamenii. Cel puțin la nivel de proiect era asta și ar fi trebuit să fie implementat sau vom implementa. Ar trebui să folosim aceste tehnologii smart, să adaptăm nivelul de iluminare, să se intensifice în funcție de nivelul de trafic. Da, acum, în general, toate zonele astea sunt iluminate, bine amenajate, nu sunt probleme nici de siguranță. Coșuri de gunoi destul de multe, încet, încet am învățat să le și folosim. De foarte multe ori primesc niște remarci cum că orașul este curat, deși nu e chiar atât de curat pe cât mi-ar place. Totuși, orașul este unul curat. Mai sunt și excepții, tocmai am trecut prin liniile de apărare. Am ajuns în partea de jos a orașului și aici avem o locomotivă și un vagon din celebra Mocăniță, care o legătură, un mod de a lega Alba Iulia cu Zlatna, un oraș aflat la 38 de kilometri, cale ferată pe cartament îngust. Aici avem și câteva glume, dar de fapt era o realitate. Se pare că mergea atât de încet trenul încât oamenii care se deplasau se dădeau jos din tren, mai luau cireșe, caise, piersici din... și se suiau. Da, și apoi prindeau trenul din urmă, nu era nicio problemă. Da, da. Dar era util pentru că mergea încet, dar puteai transporta obiecte mai grele pe distanța asta de 38 de kilometri și a fost funcțională linia până pe aici trecea, evident, lega gara mică de lângă gara din Alba Iulia, gara principală, cu orașul Zlatna și a funcționat până la începutul anilor 80. Adică părinții mei au beneficiat, ca să spun așa. Au folosit, da. Au folosit. Viteza maximă 30 de km pe oră, maximă, asta nu însemna că trebuie să meargă cu viteza maximă. Da? Și a funcționat până în 1981. Da. Niciun rău nu vine niciodată singur, s-a oprit Mocănița și m-am născut eu. Zona hotelului Ungaria, care apoi a fost rebranduit, cum spunem astăzi, hotel unde vedem acel Dacia, mare graffiti. Hotel, da. Apulum, iar la mijlocul anilor 80 a fost demolat. Și acum ne întoarcem în cetate pe
calea de acces principală. Toată această zonă de jos, pe vechea linie a Mocăniței, se dezvoltă în ultimii ani, în ultimii 10 ani, un timid, dar sigur, au început să apară locații de alimentație publică, restaurante în speță, dar și hoteluri, pensiuni, apartamente, regim hotelier și unul dintre ultimele apărute, Carlsberg, la Conac, lângă, cred că ați și testat. Am testat aseară, da. Mai avem mai în față încă un restaurant, Noua, dacă nu mă înșel. Chiar și eu, care sunt născut, crescut aici, uneori pierd pasul cu dezvoltarea din punctul ăsta de vedere. În sfârșit, emblema Austriei este complet echipată, ca să spun așa, adică avem și sceptru și spada, avem acele guri de tun, acele mortiere, iar la poarta a doua să vedem, cum am văzut și la poarta a patra, ghiulele în flăcări, dar o idee că ar fi trebuit să tragă foc în crucișa cu tunurile, zeița frumuseții și a dragostei, zeul morții și al războiului într-o tunică de roman, cum altfel, și scene inspirate din mitologie, Enea salvându-și tatăl din cetatea incendiată a Troiei și respectiv Hercule în luptă cu gigantul Anteu. De asemenea, și pe partea cealaltă o să-l vedem pe Hercule ucigând leul din Nemea și Perseutei în capul meduzei, de asta după ce trecem. Da, o zonă fostă bază sportivă, pe vremuri știți că erau sindicatele sau fabricile care aveau și ramură din asta artistică, dar și sportivă. Fiecare fabrică avea un club de handbal, volei, tenis, ce era, și creație artistică, nu știu ce, ansambluri sau ceva de genul ăsta. Una dintre fabricile și uzinele din Alba Iulia aveau aici un teren de volei. Da? Mai foloseam și noi cei de la liceu economic uneori să jucăm fotbal. Rămâne în paragină și la un moment dat și colegul de generație, prietenul ăsta, vine cu ideea de a repune în valoare terenul. Ama nu arată chiar cel mai strălucit, dar în fiecare an când se reia activitatea, vin băieții cu fileul, cu benzile de delimitare, mai curăță buruienile. Nu vă imaginați ce era aici, adică era pădure. Nu se putea ajunge în fosta tribună, aici nu puteai, erau buruienile de 2-3 metri, dar nu aveai ce să cauți aici. Și dacă mergem iarăși până la poarta a treia, acolo închid, am cuvântul de închidere. Am vizitat împreună partea cea mai interesantă, cea mai importantă din cetatea Alba Carolina, cea mai mare cetate din România. Am fost împreună pe la Catedrala Ortodoxă, cea mai nouă clădire din cetate, cea care a găzduit în coronarea regelui Ferdinand I și a reginei Maria la 15 octombrie 1922. Am fost împreună prin Catedrala Romano-Catolică, cea mai veche clădire de la noi din oraș, cea care păstrează la interior, în sarcofag, rămășițele pământești ale Salvatorului Creștinătății, Iancu de Hunedoara. De acum și știm și povestea cu clopotele trase la bisericile romano-catolice la ora 12. De fapt, nu e o poveste, este realitate. Am fost împreună pe la Palatul Principilor, locul unde a locuit preț de câteva luni. De fapt, nu mai prea contează cât și cu cine. A locuit o perioadă de timp scurtă Mihai Viteazul, dar și alte personalități precum Izabela Jagiellonska sau Gabriel Bethlen. Am trecut pe la Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii, rămânând ca mâine să o descoperiți pe pendelete din interior. Am trecut pe la Palatul Apor, am vorbit despre colegiul academic Bethlen, locul unde Gabriel Bethlen avea să aducă acea școală superioară. Am vorbit despre comandamentul casului roman, Principia. Am văzut Via Principalis, acel sit arheologic cu detările de lux, am putea spune, pe care le aveau romanii acum aproape 2000 de ani, aici, la mii de kilometri distanță de casă. Nu uităm de poarta a treia, una dintre cele mai însemnate piese de arhitectură baroc din Transilvania. Am eliminat acele erori privind poarta prin care intra Mihai Viteazul în Alba Iulia și locurile unde au fost închiși Horea Cloșca și Crișan. Nu uităm de obeliscul Horea Cloșca și Crișan în apropiere, dar mai ales nu uităm de jertfa făcută pentru binele nostru, pentru drepturile și libertățile noastre. Nu îmi iau la revedere până nu vă felicit pentru că ați reușit să intrați în Biblioteca Batianeum. O șansă pentru mulți români, o șansă unică în viață. Sper să reușiți să mai intrați de-a lungul vieții, pentru că așa ceva nu este de ratat. Așa este. Avem și câteva poze, le-ați văzut pe parcursul materialului. Am încercat să spun doar o poveste, nu se par foarte cunoscător sau foarte important. Anumite lucruri le-am evitat tocmai pentru a păstra echidistanță între toți, români, unguri, sași, țigani, evrei și așa mai departe, pentru că toți trebuie să trăim în armonie, cel puțin noi în Ardeal
nevoie de nevoie am învățat să facem treaba asta, să trăim împreună și, atenție, suntem în 2024, nu ne întoarcem în timp. De asemenea, anumite informații le-am păstrat în ideea în care știu că veți mai dialoga și cu alți câțiva specialiști de data asta din cetate și sigur nu vreau să dublez informația și sigur ei vă vor da informații mult mai complete. Eu am fost doar un ghid local de turism, am spus doar o poveste, am încercat să fac volum, iar cu ceilalți o să încercați să intrați în detalii cât de mult puteți. Mulțumesc frumos pentru vizita în oraș și în cetate, în cazul în care iați un material cât de cât, cel puțin partea care e cu mine, și în cazul în care cei care văd o să aprecieze treaba asta, îi invităm să vină la Alba Iulia. Dacă nu pot ei, dușmanii, îi batem pe toți, numai să vină la Alba Iulia. Glumesc. Și nu uitați, Festivalul Roman Apulum, 15-18 august. Daci și romanii. Pe Cristian o să-l găsiți și aici în cetate, dar și lăsăm un link în descriere. Dacă vreți să faceți un ghidaj cu Cristian, îl puteți apela. Cu mine sau cu alți ghizi, neapărat să vă luați ghid în Alba Iulia, nu neapărat pe mine, descoperiți un pic altfel cetatea și, de fapt, oriunde călătoriți în țară și în străinătate, încercați să descoperiți locul respectiv prin perspectiva unui ghid local. Vă va spune lucruri nu neapărat științifice, dar lucruri interesante care vă vor da mai mult din vibe locului respectiv, ca să păstrăm și un termen așa de actualitate. Da. Mulțumesc frumos! Cristian, îți mulțumim! Numai bine. Vă mulțumim și spuneți-ne în comentarii care poveste sau care loc v-a impresionat mai mult. Așteptăm comentariile voastre. Toate cele bune!